cred că cel mai bun lucru pe care putem să-l facem în momentul de față este să ne relaxăm. Știu că pare ciudat, deși greu de înțeles din anumite puncte de vedere, dar ceea ce, pentru că vin din Italia, vin exact de acolo de unde pare că a explodat totul, pot să vă spun că toată această pandemie este mai mult în mediul online. Și în mediul online și în același timp cumva s-a transmis în mințile noastre și reacționăm ca atare până la urmă. Alexandra, povestește-ne cum a fost la aeroport. Ai completat formularul online. Toată lumea era cu măști. Cum? Da, toată lumea era cu măști. Și partea interesantă este că toți doctorii din Italia, inclusiv pediatra fetiței mele, a insistat, farmaciștii cu toții au insistat ca aceste măști să fie folosite doar în cazul în care ești bolnav, ca să nu infectezi pe ceilalți. Dacă ești sănătos, nu are absolut niciun motiv să folosești aceste măști. Partea cea mai interesantă este că prețul a sărit extraordinar. Nu le mai găsești în farmacii. Dar partea cea mai interesantă, eu am rămas șocată. Am mers să fac cumpărăturile într-o oarecare zi. M-am zis că ok, mă desprind din mediul online, intru în viața de zi cu zi, doar că viața de zi cu zi m-a lovit, pentru că am intrat într-un supermarket și gelurile de mâini, m-am dus să verific, am vrut să văd chiar e așa, chiar nu mai sunt, într-adevăr era gol raftul, dar erau goale rafturile în general. Bună, sunt Alexandru Răducanu, fondatorul Canal 33. Dacă vă place Canal 33, nu uitați să ne lăsați un like. Pentru mai multe emisiuni interesante de vizionat, apăsați pe bannerul care se derulează pe ecran în colțul din dreapta sus sau direct apăsând pe butonul cu i, iar dacă vreți să urmăriți mai multe emisiuni Canal 33, apăsați pe butonul subscribe sau abonează-te din partea de jos din dreapta ecranului. Nu uitați să ne lăsați un coment în secțiunea de comentarii de mai jos. Mulțumim!